Bună seara! Sunt extrem... Mulțumesc, a trecut! Sunt extrem de onorată pentru că în seara asta pot oferi un premiu unei doamne pe care nu numai că o admir de foarte mulți ani, dar ne-am amintit înainte să înceapă ceremonia de vremurile în care mergeam la Cinema Studio lunea, când se dădeau filme speciale pentru membrii UCIN și mergeam cu domnul Deisuchian, cu Catanel Oproiu și, firește, cu Ion Popescu Gopo, creatorul omulețului care astăseară a devenit simbol. Doamna Eugenia Bosânceanu, momentele care le-am trăit de când am intrat în seara asta aici m-au tulburat și mai tare și credeam că o să-mi treacă emoțiile. Dar de unde? Emoțiile au crescut. Odată cu vârsta. Ce aș mai putea eu să spun după frumoasele cuvinte și sincere ale doamnei Margareta Nistor? E adevărat. Nu m-am pregătit pentru că m-am gândit ce aș putea să spun. Ce să mai spun? Că am fost fericită, că am fost norocoasă, că am fost primită în cinematografie cu brațele deschise toată viața. Când n-am mai fost la teatru, am rămas cu cinematografie pe care îi iubesc pe toți oamenii pe care i-am întâlnit în munca mea. Ce aș putea să mai spun? Aș vrea să mulțumesc și eu. Dar dacă aș începe să dau nume, vă țin aici până mâine. Așa că eu, un colectiv, le mulțumesc tuturor oamenilor de calitate care m-au înconjurat de-a lungul vieții în cariera mea și m-au ajutat, profesorilor mei, în frunte cu doamna Aura Buzescu și toți regizorii și colegii și actorii din toate echipele, că toată echipa, când începea filmarea la un film, eram o familie. Ne împrieteneam, ne supăram, ne împăcam, ne iubeam, ne uram, dar eram o familie. Eu așa am fost învățată să fiu. Și de-aia îmi pare rău că nu pot să dau nume, dar mulțumesc tuturor și mulțumesc și lui Dumnezeu că mi-a dat ce mi-a dat. Iar ceea ce mi-a dat ați văzut și dumneavoastră și bucuria mea cea mai mare acum, la ora asta, este când mă întâlnesc pe stradă și sunt recunoscută, așa cum mă vedeți, chiar cu basol. Își mai aduc aminte. Își mai aduc aminte de tine. Unii spun, ne-ați încântat copilăria. Deci, zic, nu mai spune asta, că o să mă creadă lumea că am 200 de ani. Așa că și dumneavoastră vă mulțumesc și mă mir tot timpul, m-am gândit, dar eu aici, cu tineretul, am dus-o foarte bine. Eu m-am ținut din grupele de tineri ca, ce să spun, am colaborat cu ei și am învățat de la ei niște lucruri foarte interesante. Vă asigur! De ce vă spun treaba asta? Pentru că eu am la activul meu, în afară de buftea și de teatru, am peste 30 de filme de examen ale studenților de la regie film. Fiți atenți, aici filme fără buget. Îi iubesc pe toți care au făcut carieră. Mă bucur când îi întâlnesc și să știți că ai ce învăța de la un tânăr care începe meseria. Este atât de interesant că nu vă puteți închipui. Pentru mine a fost ca o școală. Stăteam cu minte la filmări, numai ochi și urechi. Asta e. Deci eu mulțumesc la toată lumea în colectiv.